Astăzi, în a patra zi din săptămâna patimilor, sărbătorim Joia Mare. Astăzi dimineață s-au prăznuit două evenimente dimineață și două urmează în această seară. Ultima săptămână a postului Paștelui o mai numim și Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare. În a patra zi, în Joia Mare, prăznuim patru evenimente. Spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, cina cea de taină, rugăciunea din grădina Ghețimanii și trădarea Domnului de către Iuda. Părinte, ce puteți să ne spuneți despre Joia Mare? Joia Mare, pentru noi creștini ortodoxi, este o zi specială, este o zi de rugăciune, este o zi de meditație, este o zi de reculegere. De ce aceasta? Vedeți, faptul că nu este o joi obișnuită, da, dumneavoastră chiar m-ați întrebat că Joia Mare, este ziua în care Domnul Hristos ne-a oferit posibilitatea de a fi de-a pururi cu El. În bisericile ortodoxe de dimineață, în această zi, s-a făcut Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare și aici s-a pregătit împărtășanie ca să fie în fiecare biserică pentru tot anul, pentru împărtășirea bolnavilor, pentru împărtășirea copiilor. De ce în această zi? Pentru că în această zi Hristos s-a întâlnit cu ucenicii săi la cina cea de taină și acolo a instituit această taină a împărtășanii. Apoi, Joia cea Mare este specială pentru noi că Dumnezeu ne-a arătat și cu fapta, în chip tangibil, smerenia, pentru că s-a aplecat și a spălat picioarele ucenicilor săi, arătându-ne că cel care dorește să-i urmeze, să ia aminte că Hristos însuși a fost smerit, blând și îngăduitor cu oamenii, nu cu păcatele, da? Și cu cei care caută să se ridice din întuneric și din greșeală și să se înalțe spre lumina și dragostea lui Dumnezeu. În această seară ne adunăm în biserică și pentru a rememora cu toții evenimentele premergătoare răstignirii și învierii. De aceea, în fiecare biserică ortodoxă se vor citi 12 evanghelii, care nu sunt altceva decât mărturiile apostolilor, cei care au fost martori oculari și cei care ne ajută să pătrundem cu mintea și cu inima în acele timpuri și să putem rămâne lângă Hristos. De aceea foarte frumos este acest obicei de a, ca la jumătatea slujbei de seară, deniei, în mijlocul bisericii să se așeze crucea răstignirii, ca toți să poată să vină să ia binecuvântare de la această cruce și toți să ne punem la umbra crucii lui Hristos, să pătimim alături de El, să înțelegem că a suferit pentru noi și pentru iertarea păcatelor noastre și să încercăm ca, începând din această seară, când iată plângem pentru răstignirea lui Hristos, să nu mai fie nevoie să-L răstignim încă o dată. În Joia Mare, dimineața, oamenii merg la biserică să se spovedească și să se împărtășească. La Denia din Sfânta Joi se citesc cele 12 evanghelii ale patimilor. După citirea primelor 5 pericope evanghelice ale Deniei, are loc aducerea Sfintei Cruci în mijlocul bisericii. În Joia Patimilor, gospodinele coc fel de fel de prăjituri și cozonaci pentru Sfintele Paști și vopsesc ouă în diferite culori. Tradițional, acestea se vopsesc doar roșii. Legendele creștine leagă ouăle roșii de patimile Mântuitorului Iisus Hristos. În Joia Mare să vopsim ouăle, că am mai auzit undeva să vopsesc vinerea, nu la noi, joia. Cozona, pască, trașezi un miel dacă l-ai, dacă nu, o găină, nu știu ce. Să facem a doua zi, vinerea, să facem mâncarea, adică le condimentăm toate, și fripturile și toate le condimentăm vineri pentru sâmbătă dimineața să ne apucăm de mâncare. Să facem ciorbică, friptură, salate și toate astea. Vei sta diseară la Denia? Stau și în seara asta și mâine seară și sâmbătă învierea. Așa stau mereu, mereu stau. Dumneavoastră veți sta în seara asta la Denia? Doamne ajută, sigur că da. Sănătate să ne dea Dumnezeu, că venim mereu până la terminare. Post am ținut, așa că ce să facem? Să ne dea Dumnezeu multă sănătate și sărbătorile să le facem cu bine, să le trecem cu bine. Ferbem în primul rând ouăle să ferbe joia, să face cozonac care face, dar sincer să spun, noi nu prea mai facem acum că am îmbătrânit. Prăjituri, facem 2-3 feluri de prăjituri.
Și la biserică, dimineața, cum uite acum să spovedește, să împărtășește, care e de împărtășit. Noi ne-am împărtășit mai înainte și stăm la slujbă. Mâine, dacă ne ajută Dumnezeu, e vineri mâine și vinem la Sfânta Biserică dimineață. După amiază, la fel, mergem la biserică și cam asta, așteptăm Paștele. Am ținut post cât am putut, dacă ne-a ajutat Dumnezeu. Și mai mult, ce să mai zic, ne bucurăm de Paște, ne bucurăm că o să ne vină copii, altceva, ce să mai, nepoții. A fost greu să țineți postul? Să știi că prima dată mi-a fost puțin mai greu, dar acum chiar nu mi se pare. Foarte ușor a fost. De fapt, dacă... Mie îmi place foarte mult ciupercile și dacă folosim ciuperci, asta, altceva, ce să fie? Cartofi, cartofi, nu se mai poate. Da, a fost o ciorbă de cartofi. Am avut să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea și nouă. Și un Paște fericit și liniștit. Ce să mai zic? Mulțumim lui Dumnezeu. În Joia Mare am vopsit ouă, am făcut 3 cozonaci și altceva nimic. Cam așa ceva. Diseară veți sta la Denia? Da. Păi la Denia am venit. Mă simțeam îmbolțită. Viu zic ca să mă odinesc până începe. Și pe urmă e lume multă. Mi-a pus locșorul. Asta e. Cu postul am dus-o foarte, foarte bine, foarte bine. N-am abandonat, ca să zică, să mănânc cu ouă, lapte, nimic. Nimic. De Joia Mare vin la biserică și eu poate fac și ceva de mâncare și eu. Cozonac nu fac. Mă duc și cumpăr. Ați vopsit ouă? Da, și vopsesc ouă. Și restul, venim și noi la biserică aici și ne închinăm la Bunul Dumnezeu. Ce să facem? În ce culoare ați vopsit ouăle? Roșii. Tot astăzi se aduce la biserică pâine care va fi sfințită de preot, stropită cu vin și împărțită enoriașilor în noaptea de înviere. Se spune că din Joia Mare nu se mai trag clopotele bisericilor, ci doar se bate toaca.